Alcoolul este principalul contribuabil pentru accidentele rutiere în care sunt implicați pietoni. Numai în Statele Unite, aproximativ jumătate din accidentele rutiere în care un pieton a fost ucis a implicat consumul alcoolului din partea șoferului sau chiar a pietonului, contribuind la numai puțin de 270.000 de pietoni uciși într-un accident rutier în fiecare an. O modalitate de a reduce rata decesurilor este de a face străzile mai sigure. Pentru a face asta, inginerii urbaniști sunt nevoiți să știe viteza la care impactul cu un autovehicul poate fi fatală, după care pot stabili o limită de viteză sigură pentru toată lumea. Este cu siguranță o diferență mare între a fi lovit de o mașină ce se deplasează cu 10 km pe oră și un autobuz care se deplasează pe autostradă cu 90 de km pe oră, pentru că viteza și greutatea vehiculului determină cât de multă energie este transferată pietonului. Deci, haideți să vorbim despre cât de mult contează viteza cu care se petrece impactul și nu uitați să purtați centura. Folosind date din accidente care au avut loc în trecut, cercetătorii au lucrat să descopere limita de viteză sigură. În urma unui raport făcut în 2011 de către Asociația Americană a Automobilelor cu privire la siguranța publică, ei au descoperit că o mașină care circulă cu doar 49 de km pe oră are 50% șanse să rănească grav un pieton și la doar 67 de km pe oră șansele cresc la 90%. Pentru ca un accident să fie fatal, vehiculul are nevoie să circule doar puțin mai rapid. La 74 de km pe oră sunt 50% șanse ca pietonul să fie ucis la momentul impactului și 90% șanse la 93 de km pe oră. Vârsta pietonului reprezintă și ea un factor important în seriozitatea leziunilor suferite. De exemplu, dacă o persoană în vârstă de 70 de ani este lovită de o mașină care circulă cu 40 de km pe oră, va suferi aceleași șanse să se rănească precum un tânăr de 30 de ani care este lovit de o mașină la 56 de km pe oră. Evident, țineți cont că toate aceste date sunt simple statistici. Fiecare situație variază de la caz la caz. Ce părți ale corpului sunt lovite sau lezate are de-a face cu tipul impactului. Coliziunile pot fi împărțite în trei faze, toate provocând diferite niveluri ale rănilor. Aceasta este lovitura inițială a vehiculului, traiectoria căpătată în urma impactului și aterizarea pe pământ. În primul rând, picioarele pietonului sunt lovite cu bara de protecție și sunt mutate rapid înainte, în timp ce restul corpului rămâne relativ nemișcat. Din acest motiv, extremitățile inferioare ale corpului sunt cele mai afectate în urma unui accident, cauzând de cele mai multe ori fracturi la nivelul pelvisului, genunchilor sau a tibiei. Pe măsură ce vehiculul continuă să avanseze, corpul persoanei lovite se mulează pe capotă și bara din față până când capul lovește vehiculul, ceea ce este una dintre cele mai severe și totodată a doua cea mai comună leziune. În cele din urmă, în funcție de ce face șoferul, pietonul poate fi proiectat în fața mașinii dacă acesta frânează, poate fi aruncat peste plafonul mașinii dacă nu frânează sau în partea laterală a mașinii dacă șoferul virează. Dacă vehiculul este înalt și bara de protecție din față este mai înaltă decât centrul de gravitație al pietonului, atunci acesta poate fi aruncat la pământ și mașina va trece peste el. De-a lungul anilor, datorită modificărilor de design aduse mașinilor, pietonii suferă acum mai puține răni decât în trecut. În urma unui studiu efectuat în Franța, s-a descoperit că mașinile produse în anii 90 au produs mai puține leziuni și fracturi comparativ cu mașinile construite în anii 70. Constructorii au contribuit acest lucru profilului nou al mașinii și parbrizului îmbunătățit, care au redus severitatea impactului. Trecând mai departe, să sperăm că producătorii de automobile vor ține cont de siguranța publică atunci când concep mașinile viitorului și vor ajuta la scăderea numărului de pietoni decedați din accidentele auto. Tu ai fost implicat într-un accident vreodată? Ne poți spune experiența și sfaturile tale în secțiunea de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!